Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Aceste cuvinte de la Duhul Sfânt, prin gura psalmistului David, iată că până astăzi și până în veac se vor dovedi ca fiind scopul vieții creștine. Astăzi, Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prilejuiește o întâlnire cu un om aflat în adâncul cel nepătruns al iadului, așa după cum vedem că trăiește el, acest om numit Zaheu, vameșul cel din Ierihon. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că Domnul era în trecere prin Ierihon, acolo unde mai fusese odată atunci când se lăsase botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, acolo unde avea să-l vindece pe fiul lui Timeu, pe Bartimeu orbul, iată că prilejuiește un drum pe aici ca să arate că nu are pe nimeni de pierdut Dumnezeu, că nu există om pe pământul acesta, fie el și în adâncul cel mai de jos, care nu poate să fie mântuit și pe care iubirea lui Dumnezeu, în care iubirea lui Dumnezeu nu poate să topească muntele de granit al împietririi, al nesimțirii și al patimilor. Acest om care este cunoscut în comunitatea sa din Ierihon ca fiind mai marele vameșilor, Zaheu, este o lepădătură de om, este un trădător de neam, este văzut de toți cei din comunitatea sa, de toți cei din neamul său, ca un om care ar avea o boală contagioasă, de care nu trebuie să te atingi nici măcar să privești la el. Atât de mult urau iudeii pe vameși, îi urau mai mult decât pe păgâni și decât chiar pe cotropitorii lor, cei care, iată, îi conduceau din Imperiul Roman. Unul dintre aceștia era Zaheu, care nu numai că era vameș, dar și coordona tot serviciul acesta de împilare a poporului. El era reprezentantul Imperiului, acest Zaheu era reprezentantul Imperiului în teritoriile ocupate în Palestina, și anume în orașul Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Aici, sigur că el reprezenta interesele Imperiului Roman și, după bunul său plac și având la îndemână și forța coercitivă a legiunilor romane care staționau pe teritoriul Palestinei, iată că împărțea cu nemiluita, să spunem așa, nedreptatea în orașul său, în cetatea sa. El, împreună cu acoliții săi, cu subalternii săi, chinuiau poporul, banii pe care îi lua pe taxe și impozite plecau spre Imperiu, spre Cezar, pe luxul acela deșănțat din Roma, și lucrul acesta nu putea fi trecut cu vederea, nu putea fi suportat de compatrioții săi de iudei, care simțeau cu asupra de măsură jugul acesta pe capetele lor, pe grumazul lor, dar cu atât mai mult cu cât un compatriot de-al lor care le cunoștea obiceiurile, care le cunoștea, dacă vreți, toate secretele, toate intimitățile, se vânduse ocupantului, se vânduse romanilor pentru un pumn de arginți. Acesta era Zaheu, un om meschin, un om îndoielnic, un om foarte alunecos, un om care făcea nedreptăți, un om care avea la dispoziție puterea și coerciția legii pentru a arunca în închisoare pe datornici, pe văduve, pe orfani, el care îi chinuia pe toți în numele Imperiului Roman, în numele legii celui mai puternic. Acesta era Zaheu, așa era privit de toți ai săi, el care se
cocoțase, să mă iertați cuvântul, pe un munte de bani, era, cum se spune în poporul român, putred de bogat. Iată că întotdeauna bogăția aceasta și astfel făcută, să spunem, întotdeauna este asociată cu acest cuvânt, putred de bogat. Ce mai contează cât ai fi de bogat dacă ești putred, fie că biologic, adică trupește, sau cu cât mai mult sufletește. Știm că acest Zaheu era împietrit la suflet, știm că nu-i păsa și nu socotea strigătele văduvelor, țipetele orfanilor. El aplica legea rece și nu numai că aplica legea pentru ocupant, dar își oprea și el din cele pe care le lua de la concetățenii săi, astfel că adunase o avere frumușică. Am putea spune că era cel mai bogat din ținutul acela. Deși era cel mai bogat, iată că putem spune că era și cel mai nefericit. Pentru că atunci când aude că în orașul lor, în cetatea lor, poposește Iisus din Nazaret, aleargă și el să-l vadă. Dar după cum era obiceiul mulțimilor care de acum îl cunoșteau atât de bine pe Mântuitorul Iisus Hristos și îl îmbulzeau să se atingă de el sau să-i asculte cuvintele, iată că și acum ulița centrală a cetății, să zicem, era plină de oameni, de peste tot curgeau oameni ca să vină să-l audă și să-l vadă pe Iisus Hristos, cel care făcuse atâtea și atâtea minuni, cel care avea să fie, iată, dat la moarte, cel despre care spuneau că este Ilie sau că este proroc sau este chiar Mesia, dar oricum un om excepțional care făcea atâtea și atâtea minuni, iată, poposise în cetatea lor. Cum să scape o asemenea ocazie? Ei bine, se pune întrebarea ce anume, ce imbolt, ce resort sufletesc l-a făcut pe Zaheu să alerge și el să-l vadă pe Iisus Hristos. Auzise de acest om excepțional, dar ce putea să îl intereseze de la un om, ce interes putea să prezinte un om care, în afară de faptul că avea o notorietate, era sărac, n-avea traistă, era probabil numai niște sandale cu haine, în sfârșit smerite pe el. Știm că puternicii lumii nu se asociază cu sărăntoci. Poate au câteodată o curiozitate, mai merg pe la vreo babă din asta care prezice, sau pe la vreun făcător de minuni zis, sau pe la vreun proroc din acesta, pseudo-proroc, să spunem, mai îi strecoară câte o pungă pentru a-i măguli auzul, pentru a-i spune ceea ce vrea să audă și de multe ori merg pe la șarlatan, pe la tot felul de făcători de minuni din aceștia, ca să-i măgulească și să le prezică un viitor mai strălucit decât și-l închipuiau ei înșiși. Și atunci când însă le spune câte ceva de rău, cum că averea lor ar fi amenințată, atunci cad în mare depresie, își vând și cele ale casei numai ca să se întoarcă, nu-i așa, norocul lor. Ei bine, nu știm ce anume l-a făcut pe acest Zaheu să alerge către Mântuitorul Iisus Hristos. Știm doar atât că vroia să vadă, să-l vadă, să-l privească, dar nu putea din cauza mulțimii, fiindcă era mic de statură. Nu era meschin numai sufletește, ci era și puțin tel la trup și iată că chiar dacă se ridica pe vârful, nu putea să-l vadă pe Mântuitorul. Această curiozitate a lui însă, acest imbold al său, care, deși la prima vedere nu pare cunoscut, îl face însă să alerge înainte pe unde știa că poate să meargă acest alai, pe unde încăpea acest alai, numai decât pe acolo avea să treacă, și se urcă într-un sicomor, într-un dud, cum am cunoaște noi pomul acesta fructifer. Ce poate să fie mai hazliu, mai penibil pentru unul dintre cei mai importanți oameni ai orașului, așa cum se credea și se dădea el, cum stătea el să fie cinstit? Iată ce poate fi mai penibil, că ar vrea și el să stea de vorbă cu omul acesta, dar nimeni nu-i făcea loc. Iată că în fața lui Hristos, puternicii lumii nu au trecere. Nu se da nimeni la o parte ca să treacă el,
deși poate în alte momente toată lumea îi făcea loc, toată lumea se temea, chiar îl ocolea toată lumea. Era atât de singur și însingurat, de data aceasta nimeni nu-l băga în seamă. De unde rezultă că în fața lui Dumnezeu, sau Dumnezeu nu caută la fața omului, și în fața lui Dumnezeu, iată că toți suntem egali. Ne iubește pe toți la fel. Și pe Zaheu, deși era cel mai bogat, nu-l iubește mai mult decât, sau mai puțin decât pe unul dintre sărăntocii aceia, de milogii aceia care voiau și ei să-i miluiască Dumnezeu, oricum bănuț, ori să le facă bine la sănătate, ori altceva. Dar el nu se dă înlături de la nimic și aleargă acolo, poate că se urcă în copacul acela din preună cu copiii, care vor fi râzând de el. Ia uite-l pe Zaheu, marele nostru comandant de vamă, că s-a cocoțat în pom, cum avea probabil filacteriile lungi și hainele acelea luxoase, îi va fi fost greu să se urce acolo în copac. Dar iată, nu s-a simțit deloc rușinat, ceva din interiorul său îl îmboldea să urce acolo și să-l vadă pe acela. Ce-o fi cu curiozitatea aceasta? Poate să fie o curiozitate sfântă, poate fi o curiozitate bună, nu știm, vom vedea. Cert este că Zaheu nu se lasă și chiar dacă are o mândrie, o trufie atât de mare încât dorește să fie întotdeauna băgat în seamă, de data aceasta însă cumva se smerește și nu-i pasă de râsetele celorlalți, se smerește cumva și chiar dacă se pune într-o situație atât de ridicolă până la urmă, să te urci într-un pom acolo și să te tupilești așa, să stai ca un copilaș curios, să vezi cum trece caravana, ei bine, el face lucrurile acestea. Și ne spune Sfântul Evanghelist Luca că ajungând Mântuitorul acolo în dreptul sicomorului, ridicând privirea în sus, îi spune: Zahee, coboară-te de grabă și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Ei, vă dați seama ce va fi fost în sufletul lui Zaheu? Cred că mai avea puțin și de împietrire și de spaimă ar fi căzut din pom dacă Domnul n-ar fi avut grijă de el. Cred că i s-a tăiat respirația pentru o clipă, gândindu-se, iată acesta care e atât de ținut la asemenea cinste, omul acesta de care vor să se atingă numai oamenii de poala hainei lui sau să sărute picioarele, omul acesta mi se adresează mie și mai mult decât atât îmi spune pe nume. De unde mă cunoaște el pe nume? Iată, sau poate își va fi zis, deci mă cunoaște și acesta pe mine, cât sunt de un om atât de notoriu, dar sunt absolut convins că nu gândul acesta i-a trecut prin mintea lui Zaheu, ci vom vedea de ce, fiindcă atunci când îi se adresează Mântuitorul, ceva în inima lui se schimbă, ceva se zdrobește în inima lui, gândindu-se că un om de o asemenea curăție, de o asemenea frumusețe sufletească, așa cum îi vedea el, din văgăuna inimii sale, un om atât de minunat poate să îi se adreseze și mai mult decât atât, el care era necinstit de toți până la urmă, el a cărui prag nu era trecut de nimeni, poate nici rudele lui nu-i mai treceau pragul, din cauza că era considerat lepădat de poporul său, era considerat un trădător, iată că acesta nu numai că îi se adresează, nu numai că îi cunoaște numele, ci în fața tuturor îl cinstește și îi spune că trebuie să rămână în casa lui. Acest cuvânt, trebuie să rămână în casa ta, parcă arată că Dumnezeu procedează ca și atunci când Ioan Botezătorul s-a sfiit când l-a văzut în fața sa și s-a sfiit să-l boteze, să-l ude cu apă, dar Mântuitorul îi spune, trebuie să împlinim toată dreptatea. Iată, Dumnezeu trebuie să facă ale sale, trebuie să împlinească toată dreptatea, trebuie să împlinească toată lucrarea și trebuie să facă ceea ce și-a propus să facă, pentru că de aceea a și venit aici, știind dinainte ca Dumnezeu ce este, că îl va învia din morți pe acest om care era pierdut sufletește, acest om care avea o lespede de granit peste mormântul sufletului său, o lespede de nesimțire și de împietrire. Ei bine, iată că îi se adresează și îi spune, trebuie să rămân în casa ta.
și a coborât de grabă și a fugit înainte pe căi lăturalnice, a ajuns la casa sa și trebuie să ne gândim ce frenezie era în inima lui, bătea din palme și dădea ordine, gata, pregătiți totul, puneți masa pentru că avem un musafir de cinste. Ce emoție trebuie să fi fost în inima sa, iată că totul îi se părea cu totul și cu totul deosebit. Oare ce or fi mecanisme, ce or fi în sufletul meu, ce se întâmplă? N-am mai simțit așa ceva, o asemenea căldură, asemenea bunătate, asemenea iubire care să topească granitul inimii mele. N-am mai simțit, nu le-am mai simțit nici de la mama. Trebuie să-l vedem cum era micuț așa și energic, cum se agita de colo-colo și dădea ordine ca toate să fie bine. Nu e așa, nu cumva să fie necinstit cel care avea să-i treacă pragul. Și iată că spune evanghelistul Luca că l-a primit cu bucurie. Adică avea, de momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, bucuria nu l-a mai părăsit. Și iată că intră Mântuitorul în casa sa și se ridică, îl primește și vor fi fost acolo și apostolii și cine s-a mai strecurat ca să stea la masa aceasta, nu mai căuta la acestea Zaheu, care era și un zgârciop, pentru că așa sunt mai toți bogații aceștia care adună fără să, cum spunea avocatul din suflete al meu, ai multe bunătăți pentru multă vreme, bea, mănâncă, veselește-te, cum spunea celălalt în porfiră, că se veselea strălucit în porfiră și bizon, nici nu-l băga, îl ignora cu totul pe Lazar și așa mai departe ceilalți. Deci este o nesimțire, o împietrire și o meschinărie, o micime sufletească la oamenii aceștia care nu pot să fie milostivi, nu pot iubi, centrează iubirea numai pe ei. Iată că acesta nu mai băga în seamă pe nimeni. Cred că s-a umplut masa pe acolo, nici nu mai erau locuri. Cine vrea și cine nu mai vrea, nu-l mai interesa nimic decât aceasta că în casa lui va veni acest om. Oare cum de a venit omul acesta chiar la el? Ce întrebări vor fi fost în inima lui? Nu știm. Știm doar atât, că în momentul în care l-a văzut în fața sa, deși Mântuitorul nu i-a spus nimic, nu i-a reproșat nimic, măi, bogatule, măi, împietritule, măi, păcătosule, ai mâncat averea văduvei Cutare, iată, l-ai trimis la închisoare pe Cutare, iată, din punga aceea pe care trebuia să o dai impozit, jumătate ți-ai oprit, iată, câtă necinste te-ai umplut, cât ești de lacom, cât ești de zgârcit, cât ești de adunător. Iată că în mintea ta nu se o face decât socotelile acestea pentru trup, cum să fii mai bogat. Aș face aici și o paranteză, cum am ajuns noi astăzi oamenii să ne facem case frumoase, cât mai frumoase, cât mai comode. Și bine facem într-un fel, după aceea să adunăm lucruri și mobile de tot soiul, de tot felul. Și după aceea ce să facem? Să angajăm o firmă de pază ca să ni le păzească pe toate acestea până la sfârșitul vieții, în cazul în care nu dăm faliment și nu sărăcim, până la sfârșitul vieții să ni le păzească, să nu ni le fure hoți. Adică întâi de toate câtă osteneală să le adunăm, după care ne închidem cu ele ca într-un sarcofag, ca într-o piramidă din aceea de faraon și punem pază de jur împrejur, din asta electronică, nu? Cu alarme, cu sunete, eventual să vină cu câini, să ne apere, ca nu cumva să ne fure bunurile. Ca să putem și noi să dormim puțin liniștit noaptea, că nu ne intră hoții și ne fură bunurile acestea pe care cu atâta și cu atâta transpirație, nu neapărat de muncă, ci de frică și de alte emoții, le-am adunat și să le punem în casă. Care numai de care își fac gropi pe nu știu unde, ziduri, duble, după cum am auzit că își făcuse unul ziduri duble ca să-și pună tablouri acolo, zeci și zeci de tablouri de zeci de milioane de euro, în sfârșit și stătea cu inima cât un purice, oare cine va veni? Va veni vama, va veni ANAF-ul, va veni poliția, vor veni hoții, ori un foc, ori o inundație, ori altceva, să nu poți să dormi noaptea că te-ai închis într-o piramidă ca un faraon deja mort, lipit cu inima numai de lucrurile tale. Iată, nu-l întreabă nimic din toate acestea Mântuitorul, ci stă în fața lui, senin,
îi spune ceva de la inimă la inimă. Și pentru că Zaheu este cu totul și cu totul copleșit de această iubire, de această bunătate, nu-l invită la masă, cum era firesc. Uite ce ți-am pregătit, ia uite ce bine te cinstesc. Hai să te spăl pe picioare, hai să te ung cu un de lemn, hai să-ți dau sărutare, cum e obiceiul în Orient. Ce credeți că face Zaheu? Începe să se spovedească în fața tuturor. El care era stăpânul peste viața acelora, peste bunurile lor, peste acaretele lor, peste viața lor, peste copiilor, peste fericirea lor, pentru că la un pocne de degete Zaheu putea să schimbe destinul până la urmă, dacă îi cășuna pe tine. Ei bine, el ce face? În fața acestei iubiri, el se deschide pur și simplu, se dezbracă, rămâne cum era ridicol și penibil acolo în sicomorul acela, privind cu mâna streașină după Mântuitorul. Iată acum, pur și simplu, se dezgolește, se dezbracă în fața tuturor. Și ce spune? Spune că este un tâlhar. Spune că a agonisit averea sa luând de la alții. Și cum spune aceasta? Spune, iată, jumătate din averea mea o dau celor săraci. Pentru că, oricum, mare lucru n-am muncit pentru ea. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Nu numai că depășește legea veche, Deuteronomul, legea lui Moise, acolo unde spunea că dacă ai luat de la cineva ceva pe nedrept și îi dai înapoi, trebuie să-i dai a cincea parte sau a patra parte. Iată că el spune că întorc de patru ori, făcând prin asta o pocăință, arătând că vrea să depășească legea aceea, vrea să compenseze, vrea să facă fapte bune, să recupereze timpul. S-a gândit că dacă dau de patru ori, cel puțin de patru ori mai repede sau de 20 de ori mai repede recuperez timpul acesta. Și nu numai că a spus, gata, le las pe toate și plec sau mă îndrept, ci ce a făcut? A venit în fața tuturor și a spus, jumătate din averea mea, ce fac? Cum îl vedem? Haideți să-l vedem puțin pe Zaheu. Ce face Zaheu? Începe să sape prin grădină, să spargă pereții, să scoată galbenii de acolo, de pe unde avea agonisiți și pitiți, și începe să-i cheme pe săraci la sine, sau îi dă subalternilor săi și spui să te duci la Vasile, să te duci la Gheorghe, să te duci acolo, să te duci la fica lucutare, să te duci la văduva lucutare și să le dai bani. Aceștia sunt săracii cetății. Și iată, am aici catastifele unde i-am trecut pe cei de la care am luat de ani și ani de zile, cei cărora le-am făcut nedreptăți, cheamă-i încoace să le dau banii pe care i-am luat sau bunurile pe care le-am luat împătrit. Adică cât s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu să se smerească față de toți aceia. Să meargă el, cine? Marele conducător, marele stăpân, că nu mai spunea cu cuvântul și distrugea dacă vroia. Îți putea lua viața sau te putea, îți lua libertatea. Ce era mai... Sau putea să despartă pe mamă de fiu, după cum știți, atunci cu datornicul acela nemilostiv, care avea datorie și pentru că n-a plătit-o, l-au luat și l-au aruncat în închisoare și pe el și pe familia lui. Asta putea să facă Zaheu. Așa era legea de atunci și așa va și fi în curând. Cel care este dator va ajunge să-i se ia libertatea, nu numai bunurile. Ei bine, și el ce făcea? Se ducea în fața tuturor și se smerea, am greșit, iată vreau să repar. Extraordinar! Fără să-i spună Mântuitorul Hristos un singur cuvânt de reproș. Dar mai mare decât reproșul, iată, mai mare decât judecata, decât osânda, este iubirea lui Dumnezeu. Că cu iubirea lui Dumnezeu, până la urmă, i-a câștigat pe toți. Așa a câștigat-o și pe desfrânată, cea care a venit la picioarele lui și spuneau aceea, Simon, cel pe care îl vindecase de lepră și acum a zis, hai să-i dau o masă totuși dacă m-a vindecat de o boală incurabilă și m-a readus în viață, practic, față de ai mei. Hai să-i fac o masă frumoasă, să-l cinstesc, să vadă că sunt și eu un om, cineva. Și în timp ce ședea la masă acolo, disprețuit fiind de Simon, bineînțeles, că nici cele ale regulei nu le făcuse, nu-l îmbrățișase, nu-l sărutase, a venit păcătoasa desfrânata și s-a aruncat la picioarele lui, probabil a trecut ca o vijelie printre slugi acolo, că dacă ar fi prins-o slugile, îi dădeau și o mamă de bătaie. Tu,
lepădătura pământului intre aici în casa stăpânului, nu știi că e spurcată? Și s-a aruncat la picioarele lui și Mântuitorul cu toată dragostea, vă puteți închipui că n-a avut nici cel mai mic gest, nici cea mai mică ezitare. Câteodată poate o privire de-a noastră, poate o grimasă de-a noastră, poate să omoare pe cineva, un cuvânt poate să învieze sau un cuvânt poate să omoare. Mântuitorul a privit cu dragoste, parcă și vedem cum o îmbrățișează. O, Doamne, de-am putea fi noi și noi capabili de lucrurile acestea. Și Simon ce gândea? M-am înșelat. Cred că a făcut ăsta vreo magie cu mine de m-a vindecat. Dar până la urmă nici nu cred că m-a vindecat el. Cred că sistemul meu imunitar era slăbit. Și acum, dacă am mâncat și eu niște agrișe și am niște sfeclă, niște zarzavaturi, iată că m-am făcut bine, că se știe că scorbutul și bolile astea sunt de la lipsa de vitamine. Uite că m-am făcut bine așa, de la sine, cum spun unii. Cum te-ai vindecat? De la sine. Cu ce putere faci? Cu puterea sinelui, spun foarte mulți. Ei bine, și spune, dacă ar fi fost proroc, e clar că nu e proroc, că nu știe că asta e o destrăbălată și o desfrânată. Așa spuneau și aceștia aici. Spune, cum a intrat să mănânce în casă la un om păcătos? Iasta acela se smerea și se curăța, iar aceia care ziceau că sunt credincioși, se osândeau singuri pentru că judecau. Cum a intrat să găzduiască la un om păcătos? Și nu îi se adresează lui, pentru că v-am spus că avea gândul acesta, n-a fost o întâmplare că a venit acolo să se întâlnească cu Zaheu, după cum nimic nu este întâmplător din ce face Dumnezeu. Nici nu îi se mai adresează, pentru că știa exact ce avea de făcut, știa exact că pila aceasta o vor vedea aceia și o vom cunoaște și noi. Le spune acelora, și el este fiul lui Avraam. Iată, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Nu numai lui, ci și familiei lui și celor de acum care vor intra în contact cu acest om care va deveni apostol din cei 70 și va fi episcop în Cezarea Capadocii. Iată că nu se mai întoarce Zaheu la profesia sa atât de bănoasă, care îi aducea bani atât de simplu, ci avea, după întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos, să se smerească față de toți, să dea ceea ce a promis și mai mult decât atât, să le lepe de pe toate cele ale lumii, să le considere gunoaie și să urmeze lui Hristos, adică să propovăduiască și să spună cât bine a făcut lui Iisus din Nazaret, care nu este numai un om, ci este Dumnezeu omul, cel care, iată, a venit pentru mântuirea lumii, cel care a venit să mântuiască pe cel păcătos. N-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Iată păcătosul păcătoșilor, care era considerat lepădătura, gunoiul lumii, chiar de cei păcătoși, este ridicat din adânc de ape și nu-l întreabă Dumnezeu de ce ești tu, ci îl pune în cinstea cea din tâi, și anume aceea de a fi prietena lui Dumnezeu. Am început acest cuvânt cu un verset din psalmul lui David, inimă curată, zidește pentru mine, Dumnezeule. Iată ce se întâmplă, fraților, nu este vorba că s-a întâlnit Zaheu cu un moralist. Nu este vorba că de acum Zaheu va fi un om cum se cade, că a învățat un set de reguli. Până la urmă, Hristos nici n-a vorbit nimic cu el. Nu i-a cerut nimic, nu i-a reproșat nimic. Dar pentru că este Dumnezeu, a străpuns inima sa, harul a străpuns inima sa și acolo în inima sa Zaheu a găsit și a văzut păcatul propriu și conștiința sa, cea vicleană care de acum era strangulată și care nu mai funcționa, a început să strige în inima sa și să-i spună, Zahee, coboară-te de grab, unde te-ai cocoțat acolo? Că de acolo dacă vei cădea, pe piatra aceasta te vei zdrobi, praf te vei face. Și văzându-și păcatul acesta în raport de ce? De frumusețea și de curăția aceea a omului Dumnezeu care stătea în fața sa, s-a smerit dintr-o dată și căutând în inima sa, a găsit un crâmpei din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu lipsește din inima nimănui aceasta. Nu există om pe pământul acesta. Doar că noi am împietrit-o. Și atunci ce se întâmplă de fapt? Nu e vorba că ortodoxia este
depozitarea unui set de norme morale. În sensul că vii la biserică și dacă vii la biserică ești băiat bun. Că deseori auzim, iată cine păcătosul acesta, dar noi nu-l cunoaștem, acum s-a făcut bisericos, acum s-a pocăit. Adică am putea spune că omul este în stare să te ierte pentru crimă, pentru orice, dar pentru că vrei să te faci mai bun, pentru că vrei să fii fericit, pentru asta nu te va ierta niciodată. De aceea și spune Mântuitorul, dușmanii voștri vor fi casnicii voștri. De câte ori n-ați auzit aceasta? Iar te duci la biserică, iar ții post, iar te-ai prostit. Cred că te-ai prostit, nu-i așa? De câte ori nu auzim lucrurile acestea? De câte ori nu va fi auzit zaheu aceasta? Cum să nu? Acum s-a făcut băiat bun. Nici de cum! Zaheu nu s-a făcut neapărat om cum se cade. Aceasta putea să îi se întâmple și dacă rămânea, să zicem, paralizat de la vreo boală de aia, infantilă, nu știu, să fi făcut vreo scleroză și să fi rămas pe o targă din aia. În definitiv, ce mai avea să facă? Că l-ar fi scos de la vamă. El nu s-a făcut om cum se cade, lui s-a schimbat inima. Că despre aceasta este vorba în ortodoxie. De aceea noi nu spunem creștinism, ortodoxie, catolicism, mahomedanism, hinduism. Noi nu putem să le punem la paritate. Noi nu putem să vorbim despre idei religioase și să spunem că ortodoxia este o religie. Pentru că dacă spunem lucrul acesta, cu ce suntem deosebit sau cu ce este deosebită de orice altă încercare de a face un set de norme morale. În definitiv, nicio religie din lume nu propovăduiește, răutatea sau ura împotriva oamenilor. Deși dacă am înțelege, să zicem, în islam acolo niște înțelegeri greșite, dar dacă este să citim sau să citească și ei mai adânc, nici profetul lor, așa înșelat cum era, nu vorbește numai decât să-l jupoi pe aproapele tău, ci să-i faci binele într-un fel sau altul. Dar dacă vom face numai asta, cu ce ne vom deosebi? De păgâni, spune Mântuitorul, dacă vei face bine aproapelui tău, fratelui tău, cu ce te vei deosebi de păgâni? Că și ei fac aceasta. Uită-te și ia aminte la canibal. El poate va mânca o căpetenie din tribul celălalt, dar niciodată, dacă fiul sau fiica vor avea ceva, o suferință, nu-l vei vedea că nu suferă. Îl vei vedea plângând. De ce? Pentru că este o lege pusă acolo de Dumnezeu, încă de la alcătuirea omului, care se numește chipul lui Dumnezeu din om. Și nu există om care să nu poarte chipul lui Dumnezeu. Doar că nu se regăsește om. Această metanoia, această transfigurare, despre această transfigurare ne vorbește Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Bisericii. Despre această transfigurare este vorba astăzi la Zaheu. Zaheu nu se face băiat bun, un vecin bun sau un vameș mai puțin hoț. Zaheu se schimbă cu totul, își schimbă cu totul mintea, își schimbă cu totul viața, își schimbă cu totul inima. Inima lui nu mai este depozitarea unei șerpării. Din inima lui nu mai izvodesc, nu mai izvorăsc, inima lui nu mai zămislește intrigi, viclenii, răutăți, cum să iau via lucutare sau cum să iau pământul lui cutare. Din inima lui izvorăște de acum dragostea aceea pe care a cunoscut-o de la Mântuitorul Iisus Hristos, care el însuși este dragoste, fiindcă Dumnezeu dragoste este, și pe care, iată, Zaheu va răspândi până la sfârșitul vieții sale. Aceasta, despre aceasta ne vorbește Dumnezeu, nu numai de acum, din prima clipă de când l-a alcătuit pe om, dar acum în mod nemijlocit și vădit și fără niciun fel de echivoc, ne vorbește despre faptul că trebuie să ne schimbăm inima. Până la urmă, care dintre noi poate să spună că este mai bun decât Zaheu? Îndrăznește cineva să spună aceasta? Dacă îndrăznește, să știți că urmează Duminica Vameșului și a Fariseului. Și vom vedea atunci că dacă îndrăznim, o să rămânem rușinați. Pentru că și acela spunea, nu-i așa? Fariseul spunea, și eu nu sunt ca vameșul acesta. Iar Dumnezeu a zis, ba da, ești mai rău decât el. Deși zici că postești, deși zici că dai zecioală, deși zici că n-ai făcut asemenea. Dar pentru faptul că zici că ești bun, nu ai nevoie de mine. Și dacă nu ai nevoie de mine, cum te vei mântui? Dacă nu ai nevoie de mine, cum îți vei schimba mintea?
Dacă nu ai nevoie de mine în inima ta, cum vei putea iubi? Iubirea ta va fi o iubire de relație contractuală. În cel mai bun caz, firească, între copii și părinți, între soți și așa mai departe. Dar cum vei putea să fii nemuritor? Cum vei putea să înviezi? Despre aceasta ne vorbește Dumnezeu și ce ne arată? Să nu cumva să crezi că dacă ești în adâncul cel mai adânc, nu te pot mântui. Pentru că iubirea mea este atât de mare încât toate păcatele oamenilor nu fac nici cât o picătură în ocean față de iubirea lui Dumnezeu. Și ca să mai spunem și asta, că Dumnezeu a ridicat toate păcatele noastre și le-a țintuit pe cruce, le-a purtat El în spate pentru noi, a dărâmat peretele din mijloc pentru a ne împăca pe noi cu Tatăl. Nu vrea decât atât, El vrea inima noastră. Și iată că cucerește inima lui Zaheu, un om împietrit pe care poate îl vedem că atunci când îi spunea, te rog, ai milă de mine, că n-am cu ce să-ți plătesc, nu mă interesează, îmi dai vita, îmi dai casa, îmi dai copilul, îmi dai nevasta. Îl vedem intransigent, că pentru că de asta este și șeful vameșilor, pentru că el este omul care face foarte bine în sistem. Ei bine, acea inimă care pierdea cu totul, părea cu totul și cu totul pierdută, iată, Dumnezeu o recuperează și o face, ce face? O face vas ales al Duhului Sfânt. Despre aceasta este vorba în Ortodoxie, pentru asta venim la biserică, nu neapărat ca să ne meargă bine sau să aprindem o lumânare sau ca să judecăm că am dat un bănuț acolo și iată ce poleială frumoasă s-a făcut. Nu pentru asta, dacă e numai pentru asta, este pierdere de vreme. Aici venim să ne întâlnim cu Hristos care ne spune fiecăruia, Gheorghe, Vasile, Maria, coboară-te de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa sufletului tău. Amin.